Colegul care n-a mai trecut nici el pe la frizer de prea multă vreme. Cum ți-ai dat seama? M-am uitat la tine. Dar să știi că eu așa m-am trezit, încerc să mă asortez cu pisicul la frizer. Asta. La culoare încă nu. La culoare încă nu. Încă nu, încă nu. Mulțumesc lui Dumnezeu că încă nu, știi cum zic. Deci, te-ai întors bronzat, mai puți. Este mai bronzat decât mine, pentru că el de când a ajuns pe insulă s-a și dezbrăcat și s-a și descălțat și așa a rămas până ne-am întors. Cum se face? Acum să zic varianta de pe care o aud eu de vreo săptămână. Așa. Ramona s-a tot plâns. Da. A zis că prevoia mâncare românească și nu prea îi place mâncarea de acolo. Așa. Ba că soarele e la un moment dat prea mult. Așa. Ba că doar atât, adică să mai avem. Dacă nu prea mai e ce să faci pe insulă, prea mai mult de 10 zile să nu mergi. Mi-a zis toate alea nasoale. De la tine vreau să le aflu pe alea. Hai spune că am terminat toate cuvintele acasă, a trebuit să vină și aici, știi, să mai vorbim. Da. În primul rând a fost foarte mișto de vizitat cu ea, este senzațional să vizitezi orice. De ce spui asta? Pentru că durează între 1 și 3 minute orice. Vede repede, adică. Da, deci a intrat și a zis, atât? Da, bun, hai să mergem. Stai, mă, să-ți explic cu istorie, cu... Da. Nu, bun, deci după care a zis, știi ce? Eu vreau să stau la soare. Bam. Gata, stăm la soare. Uite care e chestia, soarele e prea puternic. Bă, nu știu dacă ți-ai dat seama, dar nu e insula lui mama. Adică nu pot să, nu știu ce să mai fac. Zi-mi perspectiva unuia. Eu n-am fost până acum în Zanzibar. Zi-mi ce vezi acolo pe bune. În afară de faptul că pot să mă duc la casa lui Freddie Mercury, nu prea am citit multe despre Zanzibar. Eu tot spun asta, dacă ești fan Dubai, este diametral opus. Dacă îți place în Dubai, n-ai ce să cauți acolo. Nu mi-a plăcut în Dubai. Ca și referință, trebuie să înțelegi că la 4 stele este bine dacă ai ușă la baie. Ok. Deci, da, cam 4 stele înseamnă 2 margarete la noi în țară. Ok. E cam aia. Nu te duci în Zanzibar pentru stele. Dar exact asta faci. În momentul când aterizezi, te descalți, ești flower power, nu există chestie. Dar tu când ai ajuns prima dată acolo, ce știai despre locație? De fapt despre toată insula. Aveai ceva informații? Știai cum plecat, să fie? Eu nu știam cum e. Când am plecat prima oară, am plecat pentru o săptămână, cu pașaportul în buzunar de America, că am zis stau un pic și plec înapoi. Am rămas 4 luni. Mie mi se potrivește foarte tare locul, pentru că e libertin. Trecând peste faptul că ei au spus că nu există corona și tratează lucrurile ca atare și ajută faptul că ești cumva relaxare. Mă regăsesc foarte tare în multe lucruri care se întâmplă acolo. E România anilor 90. Ok. Adică? Adică în sensul că poți să... E o prietenie mult mai mare. Nu sunt restricții atât de mari. Mai e chestia asta... E vama veche. E vama veche. Ok. E vama veche acum vreo 10 ani. Am început cu de-astea? Ei, fugit pisica. A ne-a plecat pisicul, iertați-ne. Și nu l-ai adus doar ca să se plimbe pe aici. Stai un pic, nu știu dacă e perna sau e pisicul. Da. Bun. Și să trecem la întrebări mai serioase. Ție ce ți-a plăcut sau îți place cel mai mult pe insulă? Mi-e place cel mai tare chestia asta, că diferența dintre zi și noapte este de 1-2 grade maxim. Deci noaptea este cald. Ore de lumină? La fel ca la noi? La fel ca la noi. Exact. Mai altă chestie bună. Este la exact o oră diferență de fusorar. Adică ești, dacă cumva vrei să lucrezi de acasă, e locul perfect, că ești pe același fusorar. Și să n-ai lag, cum se cheamă. Da. Ce e de știut înainte să pleci într-o vacanță în Zanzibar? Nu trebuie să sperii cum se sperie lumea de Africa cu vaccinul, cu toate poveștile astea. Ați făcut chiar? E obligatoriu ceva? Nu. E obligatoriu nimic. Eu anul trecut, toată lumea care mă întreabă, eu tot timpul spun chestia asta. Eu anul trecut am plecat cu cineva care avea un copil de 4 săptămâni. S-a întors cu el viu. Deci, din moment ce chestia asta, ăla a suportat, nu ai nevoie de nimic. Absolut. Pe continent e o altă poveste. Pe continent e un pic mai dificil. Dar pe insulă nici nu sunt pericole atât de mari. Plus că trebuie să știi că te duci într-un loc în care mănânci un pic altfel. Depinde și cât de... Eu sunt maidanez. N-am problema asta. Adică eu chiar am dus-o pe ea să vadă la unul din locurile unde mănâncă ei. Acolo nu există chestii stricate, pentru că n-au cum să strice, ei n-au curent. Pleca de curentul foarte, foarte multe ori pe zi, nu au frigidere, deci tot ce au e proaspăt, nu există. Iar eu unde mănânc, la unghii negre? Mâini murdare, așa. Mâini murdare. Exact. Și ideea este că tu arunci acolo, vezi puiul cum merge pe acolo, bam, 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 și după care începe. L-a luat și... Vrei pui? Da, stai. Bum, și ți-l-a... E
totul are gust, pentru că e sănătos. Asta ziceam și că în Filipine, când am stat în Asia, mănânci de peste tot de pe stradă, dar nu mi-a fost rău absolut niciodată, exact. Pentru că n-are, nici nu se strică mâncarea. Ia vede, ia vede. Tu ai dat și imaginile astea personale, really? Eu am dat, sunt de la tine din telefon. Nu, ale de mai devreme nu erau mai filmat când dormeam în avion. A, da? Eu le-am dat. Da. Deci poți să faci kitesurfing acolo, și stai, nu? Mai am. Mă! Mai am. Stai! Dă pe nu televizor. Sunt de la mine. Dă pe televizor. Nu sunt de la mine, de la tine de pe GoPro sunt. A? Da. Ia vezi, ia vezi că am mâncat, a găsit pastă. Aici am ajuns prima dată pe continent și am reușit să găsim mâncare mai normală. Am uitat să-i spun chestia asta și eu am uitat la rândul meu că diferența de temperatură pe continent e destul de mare. Este foarte frig pe continent. Și noi am plecat pentru două zile în șlap, short și tricou și noaptea au fost 16 grade. Da. Nu, 16 totuși. 16 în tricou, trebuie să le înțeleg. Dimineața erau 11 grade. Știi de ce? Pentru că este lângă Kilimanjaro și acolo ninge. Mai e și un fenomen foarte mișto, nu știu dacă l-am prins. Diferența între flux și reflux este foarte mare. Pleacă mare deodată, nu? Da, un kilometru jumate. Se întoarce la 4-5, poate chiar 6 ore și după aceea se întoarce invers. Deci dacă n-ai apucat să faci baie, mai stai. Dacă n-ai apucat să faci baie, mai te uiți pe ceas. Tocmai din acest motiv, cele mai multe resorturi au și piscină. Pentru că în orele în care nu ajungi la plajă, bineînțeles, stai la piscină. Pe altă parte, i-am arătat, când se întoarce apa, e o chestie, e ceai, e cald, e atât de cald, e fierbinte, nu, e fierbinte. Da, nisipul ăla s-a încălzit. Nisipul ăla s-a încălzit și când vine, se încălzit. Deci ce poți faci? Kitesurfing? Kitesurfing, scuba? Scuba. Uite, de fapt, unde stau ei și cum e, de fapt, în spatele insulelor, plajelor frumoase, de fapt. Un salariu mediu, $30? 100. 100? Mai altă chestie, în momentul ăsta la ei e un boom, așa, pentru că anul trecut, după anul trecut, când a fost singurul loc deschis din lume, financiar le-a mers foarte bine. Da. Și în continuare o duc foarte bine. Insula are o reclamă foarte bună în momentul ăsta. Și probabil niște ani de zile lumea va merge, chiar dacă se vor deschide și alte locații. Așa se întâmplă, la 2-3 ani se schimbă destinația, au fost Maldivele, ăsta e timpul lor. În ce perioadă se merge în Zanzibar cel mai bine? Cel mai bună perioadă este decembrie-martie. Mai începe sezon ploios? Aprilie, iunie, plouă în continuu. Dar a devenit, să știi, chiar realmente a devenit pământ românesc. Sunt foarte mulți români. Foarte mulți români. Adică la restaurant, din 5 mese, 4 erau de români. Da, exact. Ziceți-mi două vorbe despre asta mică. O cheamă? Ăsta mică, îl cheamă Pufu. Da, e ăsta. Îl cheamă Pufu, e băiat. Și eu, de fapt, voiam să mai dorm de asta, mamă. Să ai puțină liniște. Da, să mai am puțină liniște, dar nu... E un iepuraș, nu? E o șinșilă. El este genul de om care nu neapărat îi plac pisicile. Și acum s-a ales cu două pe cap. Trei. Trei cu mine și așa e, că dacă e să-ți meargă rău, să-ți meargă rău dintr-una, nu să... Ai pe toate dimensiunile. Da, eu nu mă joc, știi? Oriunde deschid ușa, o mâță. Ce mai avem, ca să ne mai întoarcem puțin, ce mai avem de vizitat? Sau top 5 locuri de vizitat în Zanzibar? Nu pe care le-ai vizitat tu. Nu, spune tu că tu știi mai bine și scurt ca să ne ducem și pauză. E o insulă foarte mișto care se cheamă Prison Island, unde sunt niște țestoase foarte mari, pe care și noi le-am vizitat, a durat 2 minute. Casa lui Freddie Mercury, din nou, dacă ești... Care pentru mulți a fost o dezamăgire. Este nu au nimic, au doar niște imagini. Muzeu cu poze. Da. Stone Town este capitala insulei și merită vizitat. The Rock este restaurantul emblematic, pe care, din nou, ea când l-a văzut, a zis, ăsta e... Ok. O stâncă. Maimuțele unde le vedem? Maimuțele se joză de peste tot. Depinde unde te uiți. Giozani Forest se cheamă, e o rezervație naturală pe care o au ei acolo și acolo vezi maimuțele. Da, care acea rasă de maimuțe este doar acolo, din ce ne-au spus băieții. Tare. Da. Ești la mine pe listă, vreau să merg, îmi place faza asta sălbatică așa. Dacă ai nevoie de ghid, să știi dacă eu mai vreau. 7 zile sau 10 zile mă plictisesc? Eu zic că minim 10. Minim 10. Ok. De la 10 în sus. Bine. Să ai viața ușoară cu pisicile? Doamne, poate 3. Când te duci la tuns, îmi zici și bine. Dacă știi vreo benzinărie în care se tunde, că eu mă tund în benzinărie, că la freza asta n-am nevoie de... Eu am zis că să stea să-l tund eu, dar nu vrea, că până la urmă e același lucru, nu e nimic greșit. Haide că ne tundem cu toții, ușor, după pauză. Ne întoarcem imediat la Neața, să aveți o viață fericită. Mulțumim!